Încă nu i-am găsit. La ora două, la ora două e prezența și nu erau încă toată, nu erau toți veniți. Sperăm că bine. Aveți știu. Cu formă, dacă mai sunt, când își reintră în formă. E cam de vreme să vorbim. Vom vedea. Avem o săptămână în care vom face testări medicale, testări fizice. Vom vedea. După o săptămână vom avea timp să facem evaluări și o să expunem și un punct de vedere ca toată lumea să-l afle, bineînțeles. Ceva noutăți în lot? Noutățile deocamdată sunt cele care le știe toată lumea, jucătorii legitimați, respectiv Robert Dumitru și cu Musi Alexandru. Robert Ion, pardon, scuzați-mă, și cu Musi Alexandru. Suntem în discuții, vom vedea ce se mai poate în momentul de față. Bine ceva săptămâna asta? Așteptăm, ne dorim, dar v-am spus, nu pot să spun nimic până nu sunt jucători care semnează contracte. E posibil să vină și e posibil să și plece, 100%. Dacă vor fi veniri, vor fi și plecări. Am renunțat la Del Piore. Knoflach e jucătorul Iașului. Jucătorul Iașului deocamdată. Cu cine am reziliat, vă pot spune. Restul sunt jucătorii Iașului și vom vedea. Funcție de veniri, vom vedea cine, știu eu, va trebui să și plece. Meciurile amicale sunt cele puse în grilă. Aveți două în Republica Moldova și apoi în cantonamente în Antalya. Ați mai stabilit ceva? Avem două jocuri în Republica Moldova și sunt patru jocuri în cantonamentul din Turcia. Toată lumea vă dă marea favorită la calificare. Aveți șanse potrivit rezultatelor. Cu ce aveți emoții mai mari? Cu jucătorii, forma jucătorilor? Sau cu situația financiară a clubului? Nu știu nimic despre situația financiară, nu mi-a transmis nimeni că ar fi probleme. Suntem, știu eu, profesioniști, ne facem meseria. E adevărat, profesionist înseamnă să fii și plătit. N-aș vrea să mă gândesc că sunt probleme. Pentru că atâta timp cât sunt probleme, vă dați seama că e clar că obiectivele sunt mult mai greu de îndeplinit. Dar ceea ce depinde de mine personal, voi face indiferent de situație. Ce achiziții aveți noi pentru sezonul de primăvară? Deocamdată, singurele certitudini pe care le avem sunt Robert Ion și Alexandru Musi, cele două transferuri pe care le-am și anunțat public deja, care sunt deja perfectate și care se află deja sub comanda lui Leo Grozavu începând de astăzi. Vom încercăm să mai aducem câțiva jucători. Am și spus deja, vom anunța atunci când avem negocierile finalizate, posturile vizate sunt deja cunoscute, încercăm să aducem un fundaș central, un mijlocaș central și un vârf. Cam acestea ar fi axuri pe care ne vrem să ne bazăm în perioada următoare. Nu vrem să facem foarte multe transferuri, nu vrem să aducem jucători de dragul de a aduce jucători, încercăm să aducem fotbaliști mai buni decât ceea ce avem noi în lot la această oră, care să constituie un plus pentru echipă în sezonul de primăvară-vară. Am reziliat deja cu Nicolas Del Priore, este un lucru deja oficial, și cu Mișa Plohotniuc, atacantul nostru, care deja aș semna deja cu CSM Slatina. Acestea sunt doar singurele două. Am spus că nu vom să aducem foarte mulți jucători, nici să renunțăm la foarte mulți jucători, tocmai pentru că perioada de iarnă nu e ușor să găsești fotbaliști foarte buni. În măsura în care vom reuși să mai transferăm câțiva jucători, vom mai umbla și la capitolul plecări. Până atunci însă doar aceste două sunt plecările oficiale. Situația financiară este în continuare complicată. Încercăm cu disperare să acoperim cheltuielile din urmă. Avem datorii destul de mari din urmă. Asta ne-a și îngreunat un pic misiunea pe finalul anului, pentru că am plătit la TVA sume foarte mari. Gândiți-vă că am plătit numai anul acesta 180.000 de euro pentru TVA. Am plătit pentru contribuția asigurării sociale din vechiul exercițiu financiar, nu din exercițiu curent, aproape 1.500.000 de lei, deci 300.000 de euro. Deci gândiți-vă, vreo 500.000 de euro s-au dus numai pe datorii către bugetul statului. Și asta este o mare problemă pentru noi, pentru că aceste cheltuieli nu sunt deductibile de la primărie. Consiliul Local nu poate finanța cheltuielile, nu poate plăti datorii mai vechi decât exercițiul curent. Adică primăria putea plăti doar exercițiul curent, martie, noiembrie. 250.000 despre care a scris presa că îi căutați de Crăciun, i-ați găsit? În continuare, și după Crăciun căutăm cei 250.000 de euro, în jur de 200.000 de euro, 250.000 de euro. Sper să găsim soluții, avem mai multe discuții.
soluții. Sunt convins că vom găsi soluții până la finalul acestei luni, în așa fel încât să putem merge mai departe cu activitatea clubului. S-au făcut mulți pași importanți până acum, ar fi păcat să nu reușim chiar acum. Am înțeles bine, dacă noi găsiți mai greu și cu finanțarea în continuare de la Consiliul Local? Va fi foarte complicat, dar nu vreau să ne gândim, nu punem scenarii negative, nu discutăm despre lucruri negative la început de an, suntem optimiști, muncim foarte mult pentru acest lucru, împreună cu Cornel Schweitzer, cu Dan Coșocaru, colegii mei din conducerea clubului, facem eforturi să asigurăm finanțarea clubului fără niciun fel de intermitențe. N-au fost probleme până acum, jucătorii sunt cu bani la zi, vreau să fie foarte clar toată lumea, toți jucătorii sunt cu bani la zi, angajații clubului sunt cu bani la zi, nu avem o problemă din acest punct de vedere. Problema noastră este că datoriile foarte mari ne-au îngreunat un pic misiunea pe final de an. Și faptul că legea 69 prin care suntem noi finanțați de către Consiliul Local interzice plata datoriilor mai vechi decât exercițiul curent. Gavi, cu ce gând din nou la lucru? Bună ziua, în primul rând. Aș vrea să urez tuturor ieșenilor călduros la mulți ani. Cu gândul clar, cu care am și venit în vară aici la Iași, cu gândul de a promova, gândul de a ne pregăti cât mai bine, să terminăm această perioadă cu toții sănătoși, să abordăm acele trei jocuri care au mai rămas din sezonul regulat la Victorie, să câștigăm, ca să intrăm în play-off cu un avantaj de puncte față de ocupantele locurilor care duc la baraj. Au plecat unii jucători, au venit alții. Da, ca la orice echipă, ca în orice pauză competițională sunt schimbări la echipă. Unii pleacă, alții vin. Sper că cei care au venit să ne ajute să pună umărul la promovarea Iașului. Tu ai trecut prin multe stagii de pregătire în iarnă, în pauză competițională. E într-adevăr o perioadă grea pentru voi fotbaliști. Da, am trecut prin multe și sunt bucuros că n-a ratat niciuna în această lungă carieră pe care am avut-o până la momentul de față și nu vreau să mă opresc aici. Da, e o perioadă mai urâtă, pentru că doar te antrenezi, nu ai plăcerea și adrenalina meciului oficial de la sfârșitul săptămânii, dar asta e, trebuie să ne antrenăm cu toții foarte bine ca să putem da tot acolo pe teren când vor veni meciurile oficiale. Câte kilograme în plus au venit colegii tăi? Abia am ajuns, am avut și antrenamentul după amiază, nu s-a pus încă problema cântarului, probabil mâine sau poi mâine când vom avea antrenament de dimineață va fi și cântar oficial.